Proiectul de reabilitare a grădiniței numărul 3 din Drobeta Turnul Severin se va încheia la sfârșitul acestei luni, iar lucrările au fost finalizate cu succes. Obiectivele specifice proiectului au fost reabilitarea termică și energetică a clădirii grădiniței și îmbunătățirea condițiilor de viață a copiilor și cadrelor didactice. Astăzi, în sala Virgil Ogășanu a Palatului Culturii Teodor Costescu a avut loc o conferință de presă pentru proiectul de reabilitare a grădiniței numărul 3. Acest proiect a fost scris de către Departamentul de Integrare al Primăriei Drobeta Turnul Severin, a fost câștigat, a fost implementat cu succes și iată-ne așadar după un drum destul de lung, dar totuși binevenit pentru comunitatea din Drobeta Turnul Severin, având în vedere că vorbim despre copiii cei mai mici. Obiectul general al proiectului a constat în îmbunătățirea dezvoltării infrastructurii educaționale preșcolare din scăderea consumurilor energetic și creșterea eficienței energetice la clădirea grădiniței numărul 3 din Drobeta Turnul Severin. Astăzi are loc conferința de presă privind finalizarea proiectului reabilitarea grădiniței numărul 3. Proiect reabilitat prin programul operațional regional, axa prioritară 3, creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor publice. Contractul de finanțare pentru acest proiect a fost semnat în 2018, astăzi se închide efectiv și recepția a avut loc acum ceva timp, prin care am demonstrat faptul că ne-am atins obiectivul, clădirea a fost reabilitată, atât corpul grădiniței cât și corpul creșterii. Eficientizarea performanței energetice se va face prin măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creșterea eficienței energetice referitoare la infrastructura realizată prin proiect și echipamentele achiziționate. Preșcolarii de la grădinița numărul 3, dar și cadrele didactice, își vor desfășura activitatea în cele mai bune condiții la standarde europene. În nivelul creșei 3 din Drobeta Turnul Severin, creșă reabilitată, avem un număr de 78 de copii care se bucură de noile condiții oferite de Primăria Drobeta Turnul Severin în urma implementării acestui proiect. Condițiile sunt foarte bune, vă invităm să luați imagini și să vedeți în ce mediu își desfășoară copiii activitatea. Ne bucurăm de costuri reduse în urma acestei eficientizări și sperăm ca fiecare din creșele și grădinițele din municipiu să beneficieze de un astfel de proiect. Proiectul a prevăzut de asemenea crearea de facilități, adaptarea infrastructurii și echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilități. De-a lungul timpului, primarul municipiului Drobeta Turnul Severin, Marius Creciu, a dat dovadă de implicare în ceea ce privește modernizarea infrastructurii urbane și extinderea rețelelor de utilități, însă unul din obiective îl reprezintă și construirea de creșe și grădinițe pentru a veni în sprijinul familiilor tinere din Severin.